stadi suflet greșalele fraților noștri. Deci iată, Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă așa și așa va fi la sfârșitul veacurilor dacă noi nu vom ierta celor care ne-au greșit. Și întrebăm noi, ca și cei din Evanghelie, de câte ori, Doamne, să iert fratelui meu care m-a greșit, care mi-a greșit? De 7 ori, și Mântuitorul le răspunde, nu de 7 ori, de 70 de ori, câte 7, deci nenumărate ori, la infinit, de câte ori îți greșește cineva și cere iertare, trebuie să ierte. Noi cred că avem mulți dintre noi o altă problemă, nu că ni se cere iertare și nu iertăm. Nu ni se cere iertare, ne supără, ne grejesc, ne jignesc. Nu știu, sau se supără fără să știm de ce. Și vedem că nu mai vorbesc cu noi, nu mai ne întorc spatele și multe alte lucruri câte se întâmplă între noi oamenii. Și atunci ne întrebăm aici ce-i de făcut. Și tot Sfânta Scriptură ne dă soluția. Când avem așa ceva, să-l oprim și să vorbim cu el, să-i cerem iertare, să-i spunem, să ne înțelegem. Dacă nu voiește, a doua oară să spunem la 2 sau 3 și cu ei să vorbească și să încercăm să mijlocească ei pentru noi. Să le întrebe, cu ce ți-a greșit? Ce se întâmplă? De ce e supărat? De ce? Dacă nici așa nu mergem, să spunem bisericii, să spunem lui Dumnezeu, adică să mergem la spovedanie, să mergem la duhovnic. Chiar la duhovnicul lui pe care îl știm, dacă îl știm. Și să-i spunem și acestuia. Și dacă nici așa nu se îndreaptă și nu dorește și nu putem să ne atingem de el, ne spune un cuvânt greu Sfânta Scriptură, să știe că e ca un fariseu și oameni. Este greu acest cuvânt, dar noi cel puțin să nu-i dorim răul acelui om. Cel puțin să nu îl defăimăm, să nu-l vorbim de rău. Și bineînțeles, dacă este la înanghie, cum știm noi, este pe marginea prăpastiei, să-i dăm mâna și să nu-l împingem în prăpastie. Este creștinește, zic eu. Și bineînțeles că la toate Dumnezeu găsește rezolvarea. Dar noi să fim înțelepți și dacă ni se cere iertare celor care ne greșesc, să iertăm de ori și câte ori ne greșesc. De 70 de ori și de 7, adică la infinit. Iubiți credincioși, știm cu toții Evanghelia de astăzi la cine se referă. Deci este vorba de Dumnezeu care, bineînțeles, căruia noi suntem datori, nu cu 10.000 de dinari, ci cu mult mai mult, pentru că ne face și ne dă atâtea și atâtea pe care noi nu știm nici să-i mulțumim pentru ele. Dar iată că Dumnezeu ni le iartă dacă noi știm să ne cerem iertare, știm să plângem, știm să ne spovedim, știm să facem binele, să cerem canon pentru păcatele noastre la spovedanie. Dumnezeu ni le iartă că este bun. Dar noi, în schimb, suntem asemenea celui pe care ne-a iertat, dar nu știm să iertăm aproapele nostru care ne este dator cu mult mai puțin decât suntem noi dator lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, bineînțeles, că la sfârșitul veacurilor ne va pedepsi, dacă nu în această viață. Iubiți credincioși, mai există aici al 4-lea personal despre care nu se cine este, îl numim noi personajul colectiv. Deci sunt cei doi slujitori și stăpânul, deci 3 personaje. Al 4-lea este cel colectiv, adică opinia publică. Deci nu este cel părăcios. Este cel care vede răul și care nu-l lasă.
cel care vede non-valoarea și nu se mulțumește să treacă pe lângă ea, ci o anunță. O anunță lui Dumnezeu și noi, iubiți credincioși, să știm să facem mai ales păcatele, să încercăm să nu ne lăsăm trecute cu vederea de la cei dragi ai noștri, de la cei pe care știm că putem să le spunem de ele, de cei care nu recunosc păcatul și care nu știu de el. Nu are rost să-i spunem pentru că îi facem un rău. Dar celor care știm că greșesc și suntem aici mai mulți bunici, zic eu, nepoților noștri, copiilor noștri, care putem să le poruncim, cum zicem noi românii, să încercăm după putere să le arătăm răul, să le arătăm păcatul, de mici, să nu-i lăsăm să mintă, să nu-i lăsăm să fie răi, să nu-i lăsăm să-și ia chipul celui rău, pentru că la televizor văd atâtea și încearcă și ei să se mascheze, să se transforme în cel care nu este bine plăcut lui Dumnezeu. Și mai ales fetițele, vă rog, bunicelor și mamelor, căutați să le învățați smerenia. Nu le puneți rujul pe buze de micute, nu le faceți unghiile, nu le puneți certei și podoabe care nu le ajută cu nimic. Nu le ajută. A fost în vară la Vatra Domnului, la mănăstire, la Iasiera Răului și acolo am întâlnit un părinte duhovnicesc, bătrân la 87 de ani, care tot așa ne povestea despre cineva că a venit la dânsul o tânără din plecată în străinătate și se plângea părinte, dar nu știu ce să fac, nu găsesc liniștea, nu pot să găsesc jumătatea, să mă mărit, să am și o casă, aș dori să am, să fiu fericit, aș dori ca și lumea de astăzi. Dar ea, în schimb, era cu 100 de îmbrățări, cu 10 mele, moptită, cu unghii, cu toate chipurile. Și atunci îi zice părintele și ne-a spus nouă ce a zis. Draga mea, fiecare podoabă, fiecare moptea, fiecare sprâncea smuntă, fiecare unghie moptită, este un diavol. Așa am spus, deci să nu vă supărați, nu vă spune la mine. Deci cine folosește podoabele și mai ales la copii face o mare greșeală. Ești frumos, așa cum sunt nevinovat. Nu încerca să-i maturizați înainte de vreme, pentru că ajung ei în societate și acolo îi schimbă societatea. Lăsați-i până termină o clasă, până termină liceul. Încercați să-i domoliți, nu le dați apă la moară, folosindu-le și dându-le tot felul de idei. Și unghii, și poftele, și sprețene, și fără, toate nuanțele, toate culorile și toate cele. Părintele Ioan de la mănăstirea Dinastia Rănăului i-a spus acelei fete și ne-a spus din nou, toate acestea înseamnă pentru tine un diavol. Te lepeze câte una, te lepeze câte un diavol. Să învățăm, iubiți credincioși, eu încerc la fiecare cuvânt al meu și la fiecare predică să vă dau mai multe sfaturi duhovnicesc. Cum mi-aș da copiilor mei, cum mi-aș da nepoților mei, rudelor mele. Dar să înțelegem fiecare. Deci nu spunem fiecare în parte despre situația lui. O spunem aceasta la povedanie, când veniți și încercăm să găsim împreună o soluție. Dar important este aceasta. Să fim și personajul colectiv, adică din parabola de astăzi, când vedem răul, mai ales la noi, în casă și în familia noastră și la neamurile noastre și la neamul nostru, să încercăm să stăpim, să-l oprim, să-l întoarcem. Pentru că vedem că Dumnezeu așteaptă de la noi și lucrul acesta.
Indiferentismul este o boală. Să nu pese de celălalt este o boală și este un păcat. Știm cu toții la judecată de la ceva Dumnezeu. De ce n-ai dat să mănânce celui flământ? De ce n-ai dat să bea celui setan? De ce n-ai băgat pe cel bun? De ce n-ai vizitat pe cel bolnav? Și pe cel mintenită și din închisoare? Deci nu că n-am făcut răul. De ce n-am făcut binele? Deci căutați, iubiților, să faceți binele, în primul rând, în casa dumneavoastră, cu cei ai casei, cu cei din neam, cu cei din rudenie, cu cei de la serviciu, cu cei pe care îi cunoașteți. Și așa venim poruncile lui Dumnezeu și Dumnezeu ne ajută pe toți. Amin.